Cafeaua Nației pe stareanației.ro și aplicația Starea Nației. Cum vă spuneam mai devreme, Dedi a sărbătorit Ziua Eroilor astăzi la Buzău. Lume, avioane, militari, na, au lipsit doar copilașii de grădiniță care să stea în cap. Asta probabil din cauza ploii, să nu răcească micuții în creștet. Și vreau să vă arăt o fază ca să vedeți așa starea de spirit a poporului. Au anunțat oamenii acolo la microfon că vine Dragnea. Ce vorbești? A fost demență, domne, urale, nebunie. Plângeau femeile, bărbații, aruncau în sus căciulile. Doamnelor și domnilor, sosește președintele Camerei Deputaților, domnul Liviu Dragnea. Cum a fost asta, Dedi? Și ăștia de la televiziune să lase sunetul, niște nenorociți. Eu zic să dai niște telefoane. Zici că s-a dezumflat Buzău, tată. Iar ăsta, domnule, iar Dragnea, cam așa a sunat. Dar tu n-ai treabă, mă, nene, ce cauți la Buzău? Ai venit să iei covrigi? Nu erai pe Eugenii? Bine că dădea cu ploaie de sus, că altfel speranțe de baie de mulțime nu prea. E, și după ce l-anunță pe Dragnea, vine Dragnea. Da, cam așa a fost. Și a venit. Și a venit. A tot venit, frate. A părut că a venit pe jos de la București. Normal, când e vorba de eroi, Dragnea nu face niciun compromis. Cu FIFOR, cu niște consilieri pe acolo, na, să bifeze și ei momentul. Și s-a pus Nea Livache pe distrus. Pe discurs. În țară e bine, e perfect, dar o să fie mai mult ca perfect. A dat-o și pe aia cu 2% pentru armată, bineînțeles. Adică, domne, ne ocupăm, mă înțelegi, stați liniștiți, dragi români. Dacă vine bătălie mare, omorâm și noi ceva. Cei mai mulți dintre ei au fost oameni obișnuiți în vremuri de pace. Da, Nea Livache, așa e. Oameni simpli pe care voi, politicienii, din când în când îi trimiteți la moarte pentru tot felul de tâmpenii. Împărțiți și tot împărțiți lumea asta, resursele ei, în numele unor idealuri care sunt vorbe goale. Trimiteți oamenii la măcel periodic. Așa e lumea asta prost făcută. Nu-i problemă, voi stați la adăpost, da? Dacă plouă, vă ține cineva umbrela ca să nu vi se ude ideile. Dar cereți eroisme de la oameni. Și să mai știți ceva, domnul Dragnea, oamenii aceștia simpli există și azi. Și mulți sunt eroi și așa, fără războaie. Își cresc copiii cu mai nimic, muncesc ca niște animale în condiții de rahat și în final mor prin spitale murdare, uitați de toți și de toate. Și din cauza voastră, da? Cafeaua Nației pe stareanației.ro și aplicația Starea Nației.